Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Bacău ocupă locul 7 în România la nivelul finanțărilor pe fonduri europene. PNL Bacău, conferință de presă pe tema pachetului de legi ale educației. Caravana filmului românesc, capodopere ale cinematografiei naționale, revine în Parcul Municipal Onești. Bacăul ocupă locul 7 în România la nivelul finanțărilor pe fonduri europene. Potrivit unei informări a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, harta finanțărilor din fonduri europene până la data de 31 martie 2022 arată câte proiecte pe POIM, POR, POCU, POC, POCA sau POAT au fost implementate în județul Bacău. Din informațiile transmise de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Bacăul ocupă locul 7 la nivelul României. Pe prima poziție a podiumului este București cu 19,73 miliarde de lei, Ilfov cu 11,48 miliarde de lei, Constanța cu 8,63 miliarde de lei, Iași cu 8,37 miliarde de lei, Cluj cu 6,87 miliarde de lei, Dolj cu 6,24 miliarde de lei, Bacău cu 5,68 miliarde de lei, Timiș cu 5,36 miliarde de lei, Tulcea cu 4,92 miliarde de lei, Dâmbovița cu 4,35 miliarde de lei, Galați cu 4,2 miliarde de lei, Prahova cu 4,10 miliarde de lei, iar Bihorul cu 3,94 miliarde de lei. Situația detaliată arată că la nivelul județului Bacău cei mai mulți bani au venit pe POIM, este vorba de 4,12 miliarde de lei, fiind implementate 18 proiecte. Cele mai multe proiecte au fost pe POR, este vorba de 207 proiecte, însă valoarea lor este de doar 1,39 miliarde de lei. Pe POC au fost implementate 28 de proiecte în valoare de 119 milioane lei, pe POCA, la nivelul județului Bacău, au fost implementate 10 proiecte în valoare de 17,2 miliarde de lei, pe POC fiind doar 7 proiecte în valoare de 30 de milioane de lei, iar pe POAT nu a fost implementat niciun proiect. Valoarea totală a proiectelor din județul Bacău implementate a ajuns la suma de 5,68 miliarde de lei. Vineri, 29 iulie, de la ora 14:30, la sediul Partidului Național Liberal Bacău, a avut loc conferința de presă susținută de deputatul Mircea Fechet, președintele organizației județene PNL Bacău, de profesor Ida Vlad, inspector școlar general adjunct, și de profesor Lavinia Misăilă, inspector școlar general adjunct. Tema întâlnirii a fost pachetul de legi ale educației aflate zilele acestea în dezbatere publică. În spiritul acestei dezbateri publice care tocmai a început, legată de acest subiect atât de important pentru România, ne dorim să facem și noi, la o scară mai mică, bineînțeles, în județul Bacău, un astfel de proces, respectiv cel în care comunicăm publicului interesat care sunt principalele modificări și principalele noutăți pe care acest pachet de legi încearcă să le pună în aplicare și bineînțeles că în urma feedback-ului pe care îl primim de la talpă, cum s-ar spune, să comunicăm mai departe pe cale administrativă, pe cale politică, decidenților, ce anume am constatat în teritoriu. Înainte de a da cuvântul celor două doamne, aș dori să spun că acest pachet de legislație, respectiv legile educației, sunt rezultatul unei foarte ample consultări naționale. Numai puțin de 10.000 de specialiști au lucrat în ultimii ani pentru a face până la urmă educația mai eficientă, mai flexibilă, mai inclusivă și mai accesibilă. Există două pachete de legi. Un pachet se referă la învățământul universitar și celălalt pachet la învățământul preuniversitar. În cazul universităților,
doar cu titlul de informații generale și mai ales pentru că avem două universități în județul Bacău, aș menționa faptul că acestea nu doar că își vor păstra autonomia, dar că o vor consolida. Aș mai spune că urmează investiții masive în digitalizare și de asemenea aș mai adăuga faptul că cercetarea va fi pusă acolo unde îi e locul, adică la un loc de cinste, în educația din România. Despre elementele de noutate pe care le aduc în învățământul românesc aflăm detalii de la profesor Lavinia Misăilă, inspector școlar general adjunct. Aș dori să scot în evidență câteva elemente de noutate pe care le aduce acest pachet legislativ. Prin noile legi, școala va modela dezvoltarea individuală în funcție de capacitățile și aptitudinile fiecărui elev. Urmărirea traseului și a progresului fiecărui elev va fi mult mai ușor prin apariția acelui portofoliu personal educațional care va începe cu grupa mijlocie din grădiniță. Elevii vor beneficia de o educație personalizată pe capacități și aptitudini pentru atingerea unui potențial maxim, deoarece fiecare elev contează și fiecare elev este important. În ce constă acest portofoliu educațional? Portofoliul educațional va cuprinde un catalog electronic, va cuprinde evaluări de profil și recomandări de recuperare, diplomele, certificatele și alte înscrisuri obținute în urma evaluărilor competențelor dobândite sau a participării elevului la activități de învățare în diferite contexte, formale, informale sau non-formale. Acest portofoliu va fi un element central al evaluării și la sfârșitul clasei a 8-a, profesorul diriginte împreună cu consilierul școlar va emite o recomandare. Această recomandare are caracter orientativ și va face parte din portofoliu personal educațional al elevului. În realizarea acestei recomandări vor fi consultați profesorii de la clasă și se va face pe baza unui proces bine stabilit anterior. În ceea ce privește elementele de noutate ale examenelor naționale, pentru evaluare națională apare oportunitatea colegiilor naționale de a organiza examene de admitere pentru 90% din locurile aprobate prin planul de școlarizare, urmând ca 10% din locurile rămase, elevii să fie admiși în urma repartizării computerizate pe baza examenului de evaluare națională. Colegiile naționale își vor putea organiza acest examen după o metodologie și proprie aprobată de Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ și publicată pe site-ul Unității de Învățământ la începutul anului școlar. În ceea ce privește examenul de bacalaureat, examenul de bacalaureat va suferi o modificare, să spunem, mult mai consistentă. Noile probe ale examenului de bacalaureat vor fi: proba A este o probă unică pentru toți absolvenții de la toate profilurile și de la toate specializările. Este o probă scrisă care vizează evaluarea competențelor generale dobândite prin studiul materiilor din trunchiul comun, și anume limba și literatura română, matematică, științe, istorie, geografie și științe sociale. Proba B va fi o probă care vizează evaluarea competențelor lingvistice la două limbi de circulație internațională. Rezultatele vor fi cele din cadrul comun european de evaluare. Proba C va fi o probă de evaluare a competențelor digitale. Proba D este probă scrisă la limba și literatura modernă. Și proba E, care va fi o probă neeliminatorie, este o probă scrisă care se dă la
disciplinele conform specializării și profilului absolvit de fiecare candidat în parte. Astfel, elevii care urmează profilul real, specializarea matematică-informatică, vor susține această probă la matematică și informatică. Cei de la profilul real, care urmează specializarea științele naturii, vor susține această probă la științe, fizică, chimie, biologie. Elevii de la profilul umanist, specializarea științe sociale, vor susține această probă la istorie și științe socio-umane. Cei care urmează profilul umanist, filologie, vor susține această probă scrisă la limba și literatura română și una din limbile de circulație internațională studiate în liceu. Rezultatele vor fi puțin diferite, adică în ceea ce privește promovabilitatea examenului de bacalaureat, vor fi declarați admiși toți elevii care au obținut la proba scrisă A, minim nota 6, și la proba scrisă D, adică proba de limba și literatura modernă, punctajul minim de nota 6, și elevii care au obținut la proba de competențe digitale și proba de competențe lingvistice, nivelul independent. Proba E nu condiționează promovarea examenului de bacalaureat. Deci este vorba de probele scrise la examenele din disciplinele specifice specializării și a profilului. Duminică 31 iulie la Dărmănești va avea loc sfințirea bisericii cu hramul Sfântul Mare Mucenic din Idrie, izvorătorul de mir, și Sfânta Teodora de la Sihla din cartierul Păguben, Dărmănești. La eveniment și-a anunțat deja participarea preasfințitului episcop Ioachim Băcăuanul, preotul Costel Mareș, protopop de Moinești, alături de un sobor numeros de preoți. Membrii echipei Asociației Internaționale a Polițiștilor România au reușit să se califice în topul participanților la World Police and Fire Games. Evenimentul s-a desfășurat zilele acestea la Rotterdam, Olanda. În urma confruntărilor, echipa Asociației Internaționale a Polițiștilor România a reușit o performanță deosebită. Este vorba de 5 medalii de aur, 2 medalii de argint și 5 medalii de bronz, se regăsesc în palmaresul reprezentanței României în urma participării la competițiile de aruncare a suliței, a greutăților sau jiu-jitsu. Performanțele excepționale ale polițiștilor de penitenciare sunt o dovadă anilor de muncă, implicare, disciplină, devotament și perseverență. Polițiștii de penitenciar care au obținut premii sunt: este vorba de agent de poliție penitenciară Bogdan Grigoraș Dragoș de la penitenciarul Codlea, care a obținut o medalie de aur la aruncarea suliței, o medalie de aur la aruncarea discului și o medalie de argint la aruncarea greutății. Agent principal de poliție penitenciară Buidan Mihai de la penitenciarul Mioveni a câștigat o medalie de aur la jiu-jitsu și o medalie de aur la jiu-jitsu no-gi, fără kimono. Subcomisar de poliție penitenciară Mihai Gosar de la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciar Târgu Ocna a obținut o medalie de aur la judo, o medalie de argint la jiu-jitsu. Agent principal de poliție penitenciară Felix Drăguț de la penitenciarul Mioveni a obținut o medalie de bronz la jiu-jitsu și o medalie de bronz la jiu-jitsu G. Agent de poliție penitenciară Alexandru Panai de la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciar a obținut o medalie de bronz la jiu-jitsu. Agent principal de poliție penitenciară Liviu Surlaș de la penitenciarul Timișoara a obținut o medalie de bronz la jiu-jitsu no-gi. Elevul Alexandru Sfetcu de la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciar a obținut o medalie de bronz la jiu-jitsu. Felicitări, dar sportiv, vă dorim mult succes în competițiile următoare! Caravana filmului românesc, capodopere ale cinematografiei naționale, revine în Parcul Municipal din Onești în perioada 31 iulie-6 august cu noi surprize pentru iubitorii de film românesc. Programul de anul acesta debutează cu muzică și veselie duminică 31 iulie de la ora 20:30 cu recitalul umoristic E vremea să ne întâlnim, susținut de invitații speciali Vasile Muraru și Valentina Fătu. Mai multe detalii aflăm în minutele următoare. Caravana filmului românesc revine la Onești, mai exact în Parcul Municipal, începând de duminica aceasta, de pe 31 iulie, de la orele 20. Invităm pe toți oneștenii și nu numai să se bucure în aer liber de o săptămână cu proiecții de filme consacrate românești în parc, pentru că avem multe surprize, iar acest proiect este un eveniment de suflet al primăriei municipiului Onești și al bibliotecii Radu Rosetti. Deschidem maratonul filmelor românești în această duminică și cu un recital
umoristic, susținut de întregiții Vasile Moraru și Gabriela Fătu, dar lista invitaților mari, să zic, care vor poposi la Onești de o săptămână, nu se oprește aici, pentru că vineri 5 iulie, maestru Mircea Diaconu va povesti tuturor celor prezenți despre istoria cinematografiei din România, iar sâmbătă, 5 iulie, invităm pe toți cei interesați la un recital de muzică folk cu Walter Ghigolescu. Scopul acestui proiect, aflat la a 10-a ediție, este acela de a promova filmul românesc, aducând omagiu cinematografiei naționale și cineaștilor români. Așadar, vă invităm la film. La proiecțiile din cadrul caravanei filmului românesc, accesul publicului este liber, în limita locurilor disponibile. În cazul în care vremea va fi nefavorabilă, proiecțiile vor avea loc la ora 18 în sala Bibliotecii Municipale Radu Rosetti Onești. Startupele internaționale de pregătire și intervenție în caz de dezastre, Comăneci Galion. Luni 25 iulie de la ora 12 a avut loc deschiderea oficială a taberei internaționale de pregătire și intervenție în caz de dezastre, Comăneci Galion, județul Bacău. Proiectul este unul de tradiție al Crucii Roșii și a ajuns la ediția a 6-a. La eveniment au fost prezenți gazdele evenimentului. Este vorba de primarul orașului Comănești Viorel Miron, dar și viceprimarul Comăneștiului Adrian Ciobanu, alături de organizator Dan Marcel Babliuc, președintele Crucea Roșie Bacău, prefectul județului Bacău Narcis Citaru și subprefectul județului Bacău Gabriel Lupu, primar de pe Valea Trotușului și Slănicului, este vorba de Toma Constantin, primarul orașului Dărmănești, Gheorghe Baciu, primarul orașului Slănic Moldova, Bogdan Legănuș, viceprimarul Moineștiului, deputatul de Bacău Mircea Fechet, președintele PNL Bacău, colonel Ovidiu Cărășel, inspector șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău, dr. Aura Crețu, manager al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău, Mihaela Arim, director executiv DSP Bacău, Elena Purea, sublocotenent psiholog de la Unitatea Militară 01788 Lunca de Sus, locotenent colonel Lucian Liche de la Unitatea Militară 01101 Miercurea Ciuc, dar și purtătorul de cuvânt al primăriei Bacău, Constantin Gherasim. Atelierul pe pregătire de prim-ajutor, în, prim-ajutor psihologic de data asta, am avut ca scop, în primul rând, să încheg o echipă, fiind primul atelier, să încerc să, în puținul timp care a fost, să îi fac pe tineri să înțeleagă cât de important e să fim noi rezilienți din punct de vedere emoțional pentru a putea ajuta. Pentru că într-un blocaj psihologic nici noi salvatorii nu putem fi salvatori. Eu am simțit că mi-am atins scopul și le mulțumesc tinerilor pentru feedback. Ne-am luat și simbolul care o să însoțească toată săptămâna asta. Cred că astfel de ateliere ar fi necesare și în școli cât mai des. La un moment dat, când mi-am început activitatea în școala post-liceală sanitară, am avut o acțiune de o săptămână la 5 licee din Moinești, 5 cred, au trecut ani. Au fost atunci pregătiți pentru acțiuni de prim ajutor în jur de 1500 de elevi. Atunci era prim ajutor în caz de urgențe, dar cred că și acest prim ajutor emoțional, în caz de blocaje emoționale, ar fi ideal, pentru că tinerii noștri se confruntă cu aceste blocaje și în viața lor de zi cu zi, nu doar în caz de dezastre. Și de cele mai multe ori spunem că noi nu îi înțelegem sau ei nu ne înțeleg pe noi și căile de comunicare fiind diferite, nu reușim să ajungem unii la alții. Eu zic că se poate, avem aici exemplu viu a tinerilor implicați în comunitate și dacă noi îi susținem cu încredere, cu siguranță și ei vor fi adulți responsabili și vor aduce lucruri minunate
în comunitate și în viața socială. Cooperarea civil-militară. Este un termen nou pe care Armata României l-a împrumutat acum 20 de ani din țările NATO. La fiecare unitate, și aici nu vreau să intru în detalii, de la nivel brigadă în sus, avem câte un birou cimic, ceea ce se presupune existența unor specialiști care face liantul între un comandant militar și mediul civil. Și aici vorbim și pe timp de pace, și pe timpul unui război sau conflict, și în perioada post-conflict. Și acest mediu civil îl putem caracteriza prin populația civilă, prin autoritățile locale, prin organizațiile guvernamentale, organizații non-guvernamentale, etc. Sau organizații internaționale. Acum, noi ca sistem militar, chiar dacă termenul de cimic n-a existat decât acum 20 de ani, noi dintotdeauna am fost altul de mediu civil, și la bine și la greu. La noi, în județul Harghita, într-adevăr, acum câțiva ani, am participat alături de autoritățile locale în sprijinirea populației civile în urma unor dezastre naturale, inundații, și au fost și câteva cazuri de incendii, de pădure. Ca și o concluzie, vreau să vă spun că întotdeauna când aveți nevoie de sistemul militar, puteți să, nu neapărat să ne cereți sprijinul. Da, să ne cereți sprijinul și, cum spunea și doamna director de la DSP, există acele comitete județene care chiar își fac treaba și, Doamne ferește, să nu se întâmple, dar noi ne pregătim să fim în măsură să acționăm în sprijinul populației civile, a autorităților locale. Și oricând aveți nevoie de noi, fiți sigur că sistemul militar va acționa cu drag. Mulțumesc pentru tot și mulțumesc domnului subprefect și sper ca la anul, dacă va mai exista o invitație, să venim mai pregătiți. Dacă și acum știm despre... Mine... Acum o să știm și noi despre ce e vorba, v-am spus, eu am venit așa un pic de busola că nu știam despre ce e vorba, dar acum sper că mi-am prezentat cu brio, am trecut cu brio testul de astăzi. Mulțumesc frumos! Acestea au fost știrile, vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă, 30 iulie, în cea mai mare parte cerul va fi înnorat. Maxima zilei ajunge până la valori de 29 de grade Celsius. Sunt posibile furtuni cu fulgere în partea a doua zilei, iar minima pe timpul nopții coboară până la 18 grade Celsius. Duminică, 31 iulie, în cea mai mare parte cerul va fi doar parțial senin. Sunt posibile furtuni cu fulgere în partea a doua zilei. Maxima zilei urcă până la valori de doar 25 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 16 grade Celsius. Luni, 1 august, în cea mai mare parte cerul va fi înnorat. Maxima zilei ajunge până la valori de 24 de grade Celsius. Sunt posibile furtuni cu fulgere în partea a doua zilei, iar minima pe timpul nopții coboară până la 15 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.